Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, iată-ne iar, față în față, de fapt eu sunt în fața camerei, dar mă gândesc că sunteți, îmi imaginez că sunt în fața voastră, plină de emoții ca de obicei, pentru că vreau să fac o, știți, v-ați obișnuit unii dintre voi, altfel de etalare, o etalare cu mesaje poetice, de care mi-era dor, mi-era dor de câțiva autori, din care v-am recitat, dar... Simt nevoia să continui, să zic, lectura. Simt nevoia să continui lectura. Înainte de a începe etalarea, de fapt, este pur și simplu un moment în care ne conectăm unii la alții, ne simțim bine, ne eliberăm de gânduri și de negativitate și primim mesajele pe care trebuie să le primim. Relaxați-vă și voi, pentru că sunt poezii foarte frumoase la care puteți să vă meditați. Însă, înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că vă abonați continuu acestui canal. Vă mulțumesc că susțineți acest proiect cu gânduri bune, comentarii frumoase și dacă citiți comentariile celor care au scris înaintea voastră, încercați și susțineți-i. Nu îi deprimați, nu îi înfricoșați, pentru că sunt energii negative care într-un fel sau altul se vor întoarce asupra voastră. Dacă vreți să dați un sfat care este mai neplăcut, alegeți-vă cuvintele, că tot alegem acum niște cuvinte potrivite pentru sufletul vostru și pentru experiența pe care o aveți cu anumite persoane la care vă veți gândi. Am pregătit 7 poezii. Am tras la sorți care, cum, în ce poziție vor veni. Mi-am căutat pe aici 7 elemente din care să alegeți. Vă gândiți bine, vă puneți pauză și apoi ascultăm mesajele. Și va trebui să mă îngăduiți cu ochelari și cu unghiile nefăcute, că încă îmi vopsesc pereții. Deci, numărul 1. Un creion de la Ikea. Încă lucrează foarte expresiv și el. Puteți să faceți multe. Creion de la Ikea. Numărul 1. Numărul 2. Acest pix pe care l-ați mai văzut. Numărul 3. Alt pix roșu. Numărul 4. Un alt obiect cu care am putea scrie. Pe vremuri se putea scrie o pană. Ok. 5. Alt pix, albastru. Acum. 5. 6. Nu este obiect de scris, dar pentru unii dintre noi poate deveni oricând. Da? E un bețișor aromat cu care mai lucrez eu pe aici. Deja folosit. Un bețișor în care oricând, dacă vrei, poți să-l bagi în culoare și să scrii, să faci niște tușe, niște semne, dacă e urgent, necesar. Și, 7, o pensuliță. Pentru acuarelă. Da? Haideți să vedem. Încerc să le pun pe toate. Să văd dacă reușesc. Ia așa. Deci, 3, 4. Aici sunt așa în ordine. Ia să vedem dacă mă descurc, dacă nu. Ia să facem așa. Da? Hop, hop. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pic, ia, a, a, a. Hai. Da? Ia. Da, știu, am unghiile rupte, da, nu contează. E important să noi să mergem înainte, că mai facem și treabă, mai ne ocupăm și de noi. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ok. V-ați descurcat? Bravo, bravo, bravo. Acum, eu să încep să citesc. Dacă vedeți și în timp ce citesc vopsea prin păr, repet, vopsesc. Pereții. Și nu așa simplu, ci nebunește într-un fel foarte creativ. Am zis că o să-mi îngăduiți ochelarii, dați volumul mai tare, luați-vă o cafea, un suculeț, ceva plăcut și ascultați.
Dacă vreți să alegeți două numere pentru o anumită persoană sau pentru fiecare persoană, poate să fie mamă, tată, dacă vreți, neapărat iubit, da? Persoane care ar putea să vă transmită ceva. Simt nevoia, da? Dacă vă gândiți la el, înseamnă că simt nevoia să vă transmită ceva. Ok, prima poezie. Se numește Planetarium. Și sună așa. Mâinile tale zemoase mi-au sorbit mângâierile până la cuticulele nopții. Saturn după Saturn. Apoi și-au băgat unghiile în gât. Să-mi scoată dorul rumenit de lună plină. Ce obraj părguiți are cerul, care se adapă din căușul luceferilor. Cuvântul tău, ce fioram, aduce cu sistemul solar. Pâinea ta miroase a stea căzătoare. Te-am așteptat până la carâmbul inimii, ancorând într-o constelație de meteorit. Ar fi câteva lucruri de comentat și am fiori. Că totuși e o mică etalare, da? Și trebuie un mic comentariu. Poezia e scrisă de Maria Nicolai, o prietenă de-a mea, foarte creativă, din care o să vă mai citesc, din poeziile căreia o să vă mai citesc de-a lungul timpului. Și, evident, că vă puteți căuta voi mesaje subtile, este o poezie destul de abstractă, suprarealistă, dar foarte frumoasă, extrem de creativă, ca de fapt majoritatea poeziilor. Însă, evident, că pentru unii este o chestiune pe care voi... uite și o muscă, o să mă deranjeze, sper să nu. Este o relație, chiar dacă e la început sau, eu știu, de lungă durată. Măi, ce muscă! Da? Este o relație pe care ați mai experimentat-o, probabil ați mai trăit ceva de genul ăsta sau ați mai întâlnit persoana, Saturn, după Saturn. Saturn reprezintă karmă, vieți anterioare. Foarte posibil v-ați mai întâlnit în alte vieți. Foarte posibil în discuțiile voastre, într-un fel sau altul, s-a adus aminte de astrologie. Ori v-ați căutat planetele, sinastria, sau aveți în plan să vă înțelegeți atracția care există între voi, măcar din punctul acesta de vedere. Și, evident, că mai sunt și alte interpretări. Cineva vă așteaptă până la carâmbul inimii. Cineva vă așteaptă. Cam atât pentru numărul 1. Acum, numărul 2. Numărul 2. Spune așa. Femeia la 50 de ani e un atlas geografic. Ediție veche. Îl găsești la biblioteca municipală? Nu oriunde. Unde bibliotecar își adaugă ochelarii pe nas ca să o citească mai bine. Femeia are hărți peste tot și pe sâni, între omoplați. Alunițele sunt stele oarbe care s-au împlântat în pielea ca un palimpsest. E un manual de istorie cu imperii de mult apuse, cu împărați dispăruți și mulți soldați de plumb. Hărțile celor mai vechi civilizații încrețesc pielea de pe mâini. Ea intră în cadă, în apa fierbinte și în fața ochilor încep războaie. Ce stăream. Viețile se duc la fund printre alge, demoni și scoici. În vieți în care deslușește murmurul tuturor oceanelor din care ochii și-au decupat câțiva centimetri. Femeia e un atlas de... E un atlas și multe istorii în care și-a lăsat o ofrandă ca o șuviță din păr. Câte o șuviță, scuzați-mă, câte o șuviță din păr. Dar cel mai ușor îi citești trecutul pe mâini, în timp ce le unge cu cremă hidratantă de noapte. Posibil. Felul în care v-ați întâlnit ține de o geografie personală.
Evident că aș putea să zic și voi, dacă stați și meditați la această poezie, ați putea să spuneți, să vă găsiți niște mesaje speciale, că vă place geografia, că ați călătorit, cel puțin unul dintre voi, și poate amândoi aveți o experiență, fiecare, evident, diferită, pe care ați trăit-o într-o țară. Ceva a fost, să zic, punct comun de discuție. Să zic că unul a călătorit în mai multe țări, da, altul prin mai puține, dar la un moment dat există o țară, un loc. Sau un loc în țara asta în care vă regăsiți și puteți discuta fora diferite experiențe pe care le-ați avut. Ar mai fi de spus câte ceva. Există o stare de nostalgie. Există, cum de fapt se regăsește în cam toate poeziile Liviei Dimulescu, din care v-am citit acum, poezia scrisă de ea. Faptul că este o ediție veche pe care o găsești la Biblioteca Municipală, interesant mesaj, înseamnă că e două note de prețiozitate. Afară de faptul că este matură, ce stare. Afară de faptul că este o persoană matură, nu vorbim musai că e o femeie la 50 de ani, poate încă n-a ajuns, se apropie, dar e foarte matură pentru vârsta ei, femeia, personajul sau bărbatul, evident. Dar faptul că este ediție veche, Biblioteca Municipală nu găzduiește orice ediție, bine, are și noi și vechi, dar evident, piese de colecție. E o persoană specială. Are o frumusețe pe care, chiar dacă vârsta își spune cuvântul, nu și-o pierde. Adică, o frumusețe specială a experiențelor prin care a trecut, multe neplăcute, dar care o îmbogățesc dintr-o altă perspectivă, energetică, spirituală, istorică, da? Este frumoasă. Aș mai găsi, dar vreau să aș mai găsi interpretări. Poate mi le spuneți și voi, aici e frumusețea aceste gen de înregistrări. Și vreau să am timp să citesc din toate poeziile. Acum, numărul 3. Spune așa poezia. Am cunoscut pământul cu ocazia primilor pași, primilor 100 de pași, când am învățat să merg. Am cunoscut culorile cu ocazia primului curcubeu. Am cunoscut ploaia când a fulgerat prima oară. Apoi, te-am cunoscut pe tine. Cuvintele, mai târziu. Când am spus mi-e dor și e bine. Într-o dimineață am adunat nopțile mele albe cu ale tale. Și te-am invitat să jucăm alba-neagra cu visele care au mai rămas din ele. Erau totuși multe, fiindcă și tu și eu visăm. Atunci am fost obligat să trișăm. Asta fiindcă trebuia cineva să câștige. Am încercat să sărut degetul mic de la picior și am simțit că mi-apropii buzele de o boabă de strugure. Era prea mică să pot face din ea vin. De aceea când mă chemi, vin. Atât sunt de prost. Evident, poate fi și la feminin. Am făcut din propria aură umbrelă. Să ne putem proteja de cuvinte. Câteodată, ele sunt mai dese ca picăturile de ploaie. Decât să stăm uzi sub ochi, mai bine stăm uzi la picioare. La ochi. Chiar doare. Cam atât. Poezia e scrisă de Sava. Și evident că pentru mine acum această poezie scoate în evidență o experiență destul de complexă, de contradictorie,
și totuși un moment de trezire în care compari momentul, diferite momente de cunoaștere cu acesta în care te recunoști, te cunoști prin persoana respectivă. O nevoie de protecție exagerată, tocmai ca o compensare a unor momente exagerate de imaturitate, de agresivitate verbală și nu doar a voastră, poate și a altora, da? Sunt multe de înțeles din această poezie. Rămâne să vă găsiți și voi înțelesurile și să comentați. Însă, e o experiență unică pământeană. Cam atât deocamdată. Haideți să vedem. Următoarea poezie, cei care ați ales numărul 4. Spune așa, o citesc în spate, de pe calculator, că nu am cartea, din păcate. Dar am auzit-o și am simțit nevoia să o integrez pe bilețele. Spune așa, fiți atenți, numărul 4. Dacă într-o zi îți vine să plângi, caută-mă. Nu promit să te fac să râzi, dar pot să plâng cu tine. Dacă într-o zi îți vine să fugi, caută-mă. Nu promit că o să te opresc, dar pot să fug cu tine. Dacă într-o zi nu ai chef să asculți pe nimeni, caută-mă. Promit să tac oricât vrei. Dacă într-o zi mă cauți și nu răspund, vino repede să mă vezi. Poate eu am nevoie de tine. Marin Sorescu. Mesajele unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte, dar consistente toate. Evident că aveți de-a face cu o persoană empatică. Sau voi sunteți, sau ei sunt, cel puțin unul dintre voi sunteți empatici. Și sunteți într-un moment, ce stare, într-un moment de criză în care într-adevăr este nevoie de comunicare. Cineva chiar are nevoie să fie căutat. E clar, da? Vino repede să mă vezi. Poate eu am nevoie. Cineva are nevoie de voi. Acum, că nu vă caută, că nu răspunde, poate să fie o situație, să fie un ego rănit sau o stare de rușine, de vinovăție, pot fi multe, căutați-le. Mesajul este pentru voi. Evident și eu mai ales numerele mele, dar totuși, mai adăugați partea de mesaj personal. Ok, continuăm cu numărul 5. Numărul 5, care va fi destul de lunguț. Nu știu dacă o să pot să comentez, pentru că trebuie citită poezia. Eventual, voi citi o parte din ea și vă las cât simt. Și vă las să vă căutați poezia pe internet, sper să fie pusă, ca să vă completați mesajul. Cine caută și completează mesajul, cine nu se mulțumește cu cât aude. Deci, suntem deja la numărul 5. Avem așa. Nebun de alb, de Adrian Păunescu. Acum sunt mai pustiu ca totdeauna, de când mă simt tot mai bogat de tine. Și-mi stau pe tâmple soarele și luna, acum e cel mai rău și cel mai bine. M-aș jelui în fel de fel de jalbe, în care nici n-aș spune cum te cheamă. Pătrate negre și pătrate albe îmi covârșesc grădina și mi-e teamă. Și uite, n-are cine să ne ajute, abia-și mai ține lumea ale sale și într-un perete alb de muze mute, nebunii negri caută o cale. Acum un scurt mesaj și continui poezia. Pentru unii dintre voi, unii, destui de nu știu câți puțin mulți, sunteți în America sau America, poate Canada. Nu știu dacă Canada este afectată de Black Lives Matter, dar America este afectată. Și este un scurt mesaj pentru unii dintre voi. Sunt foarte curioasă dacă îl primiți cu înțelepciune. Continui.
Prin gări descreierate, accidente, mărfare triste vin în miezul verii, iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropii și ca să te sperii. Jur împrejur priveliști aberante, copii fragili ducând părinți în spate, bătrâni cu sânii grei de os pe pante și albatroși venind spre zăruscate. Mi-e dor de tine și-ți caut chipul în fiecare margine a firii, în podul palmei, dacă iau nisipul, simt un inel jucându-se de-a mirii. Interesant. Te aud în bătălii, din vreme în vreme, ostașii gărzii tale ți se închină. Iubita mea cu foarte mari probleme, cu chip slavon și nume de regină. Fiorul rece prin spinare-mi trece când mi-amintesc cu genele înlăcrimate că tu, de la etajul 13, voiai să te arunci să scapi de toate. Ce stăream! Și cred că citesc toată poezia. Wow! Dar tu înțelegi de fapt că nu se cade să-ți pui în cumpăn întreaga viață, că nu sunt joc abstractele rocade, ci sângele ce fierbe sau îngheață. Nu, ce mi se zbate. Neputincioasă, tristă și frigidă, așa ai fost și apăreai senină. Dar cel care a știut să te deschidă, nu-i fericit, ci îmbătat de vină. De te lucram sârguincios cu dalta, de te făceam din carnea mea iubito, nu deveneai cum astăzi ești o alta pe care la căldură am trezit-o. Lăsând ambițiile deoparte, ne aruncăm în marea nemiloasă și împreunați, ca filele într-o carte, ne facem din sudoare sfântă casă. Pe urmă vin ceilalți să ne-o distrugă și ochii tăi mă caută într-una și eu înalț nefericita rugă, purtând pe tâmple soarele și luna. Mai de ce fiorântă poezia asta! Și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce e al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Ar mai fi multe comentarii, dar cred că o să fiți împreună la un moment dat. Vă vine să crede sau nu? Este foarte posibil. Chiar în această viață. Însă, e clar că cineva va fi deschis într-un mod în care nici măcar nu anticipează, nu-și poate imagina. Acum. Numărul? Unde eram? Numărul 6. Ok, wow. Numărul 6. Tot Adrian Ponescu, dar altă poezie. Trista fiară. La noapte nu mai am răbdare, la noapte nu mă pot abține, mă furișez în taină mare și voi fugi de lângă tine. Mare grijă ce va fi la noapte. Și voi fugi de lângă lume și voi fugi de lângă casă să-mi părăsesc averi și nume, cum șerpii pielea își lasă. Pieile, pardon, își lasă. La noapte intru în natură să-mi regăsesc râvnita pace. Să pasc în voi floră pură, din braz să-mi cadă în plete ace. Abia aștept să stingi veioza, să cazi în somn ca într-o carte. Și eu să încep metamorfoza și să fug și să mă duc departe. Să intru grabnic între specii ce s-au ascuns în codrul mare și să vă uit pe pentru toți vecii, sătul de veșnică întrebare, dar dintre triste animale și cu memoria uzată, înaintea clipelor finale, aș vrea să te mai văd odată. Să fie iarnă și zăpadă și eu să vin ferit spre tine, ca nimeni să nu mă vadă, dar eu să văd de ți este bine.
trimisă al permanentei grabe, care e însăși viața noastră, să mă ridic în două labe, să te privesc printr-o fereastră. Wow! Și tu să simți pe femeiește că dintr-o noapte fără ziua e cineva ce te privește cu o privire de adio. Și apoi din nou, memento mori, să știi și tu că mi-ai fost dragă, să mă aștepte vânătorii și să mă țintească și să tragă. Asta chiar m-a impresionat. E, persoana la care vă gândiți clar că se transformă e într-un moment crunt de eliberare de vechi eu. Evident că după transformare, în momentul în care experimentezi prima transformare, ai șanse și la a doua. Chiar dacă aici poezia e tristă și se termină într-o notă sumbră, persoana respectivă are șansa să se retransforme spre o nouă viață în care, eu știu, veți putea fi împreună sau într-o altă viață, rămâne de văzut. E un moment foarte dificil prin care trece persoana la care vă gândiți. Wow! Acum, mai avem numărul 7. Poezie de Livia Dimulescu. Sper să scoate mai repede cartea și să vă dau și vouă, celor care vreți să citiți cartea ei. În fine. Spune așa, numărul 7. Ce frumos scriu! De data asta te dezbrac. Ai fost prea indulgent cu ultimul anotimp. Te-a acoperit cu frunze. Le smulg una câte una și le pun la presat. Știi cât de mult îmi place să colecționez amintiri și stări și mirosul pe care mâna ta puternică îl lasă în pernă. De data asta îți voi citi povești din Andersen, ceva înfiorător de trist. Și vei sta cu capul pe pântecul meu, în timp ce lacrima ta din copilărie îmi spală pielea până la coapse. Am putea să dormim spate în spate. Ochiul din tavan vede un fluture sau față în față, frunte căutând un punct de sprijin în cealaltă frunte. Genunchi în genunchi ca un miez de nucă. În pupila ta, scuzați-mă, în pupila ta e o oglindă. Acolo sunt cea mai frumoasă. De data asta vom dormi unul lângă celălalt, cu degetele într-un cuib în care clocim iubirea. O acoperim cu frunzele a ultimului anotimp. În cuptor miroase amăr copt. Și povestim. Foarte frumoasă și poezia asta. Acum. Așa, un adaos. Cred că aveți puterea să vă vindecați de niște răni, traume din copilărie, eventual din viața anterioare. Tristețile pe care le simțiți și pe care le împărtășiți sunt cu un scop, tocmai ca să aline rănile. Și lacrimile trebuie să curgă, tocmai ca să vă eliberați de acele suferințe. Și pentru că e vorba de scriere, e vorba de povești, comunicați. Foarte importantă comunicarea. Aș putea să zic că aveți aspecte în planete de aer, dar nu mai contează asta. Altele sunt mai importante. Că puteți dormi în multe feluri. Important este să fiți treji. Conștiința să fie trează, pentru că ochiul din tavan vede un fluture. Ochiul din tavan, ochiul care nu este în corpul vostru, vă puteți face proiecții astrale, puteți să ieșiți din corpul vostru și să vedeți, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și în momentul în care le vedeți dintr-o altă perspectivă, acel fluture vă ajută să vă transformați. Mai continui? A trebuit să facem mai des. Repet, scrieți-mi încă n-am făcut e-mail-ul,
Îl fac, promit. Am atât de multe lucruri. Am atât de multe lucruri. Dragii mei, vă iubesc. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Pa, pa!